Deși este încă în construcție, campusul Universității Valahia Târgoviște și-a primit oaspeții de seamă în acordurile imnului Gaudeamus Igitur. La eveniment au participat alături de organizatori rectorul Universității Valahia din Târgoviște, Călin Oros, președintele Senatului Universității, Ion Cucui, ministrul secretar de stat în Ministerul Educației, Gheorghe Paraschiv, oficialități locale și județene, prefectul județului Emilian Rusu, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, înalt preasfinția sa, dr. Nifon, arhiepiscop și mitropolit al Târgoviștei, precum și decanei facultăților și alți invitați. Este deschiderea celui de-al 21-lea an universitar la Târgoviște și am considerat că ar fi oportun ca această deschidere să se facă în nou campus al universității. Există mai multe motive care m-au îndreptățit să iau împreună cu colegii mei această decizie, iar dintre aceste motive cel mai important este că îmi doresc să existe o viață academică și în campusul universității. De aceea, chiar dacă în acest an nu reușim să deschidem spațiile de învățământ, am reușit să finalizăm un al treilea cămin, ne apropiem de finalizarea Institutului de Cercetări și, dacă lucrurile merg bine, sunt convins că la anul pe vremea asta vom fi aici la deschiderea anului universitar, inclusiv cu cursuri pentru studenți în aceste spații. Conducerea Universității Valahia din Târgoviște a inclus în program și vizitarea celui de-al treilea pavilion de cazare student și a locației ce urmează să devină în foarte scurt timp Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară. Intrăm puțin și să vedem o cameră, dacă... Da. Un modul de diseminare, care este amfiteatru solar, 152 de locuri, care are sonorizare, video, totul este perfect. Un modul de administrație care este deasupra noastră, care are toate condițiile de funcționare administrative și două module tehnologice. Primul modul tehnologic, așa numită clasă gri. Clasă gri înseamnă foarte curat, mult mai curat decât avem noi în stații climatizate. Și modulul de la mijloc înspre margine este ultra curat, camere albe totale, în care se intră cu costum de sus până jos, numai ochișorii se mai văd.